Meciul, super meciul Craiovei, non-meciul Farului, Andrei, o diferență mare și nu doar diferență, o prestație a Farului sub așteptări. Sindromul Helsinki a făcut, se pare, mai multe victime și a lăsat mai multe răni acolo la echipa lui Hagi. Da, cred că este cea mai slabă prestație a Farului din orice perioadă în care echipa a fost antrenată de Gică Hagi, pentru că au fost perioade în care echipa a fost antrenată de Rednic sau de Spaniolul acela, ce nu mai țin cum îl cheamă, și am mai văzut astfel de prestații, dar surpriza mare a fost că sub comanda lui Gică Hagi echipa s-a prezentat așa. Era firesc să fie un recul mental, fizic, după ceea ce s-a întâmplat, dar parcă nu m-aș fi așteptat la dimensiunile astea. Și dacă ținem cont și de tipologia jocului adversarului, faptul că adversarul a marcat nu ar fi chiar o știre de presă. Pentru că FCU Craiova marchează cam în fiecare meci, goluri multe, problema lor era aceea a sistemului defensiv, a permeabilității acestui sistem defensiv și, sincer să fiu, mă așteptam la un meci cu goluri multe, dar date de ambele părți. Nu s-a întâmplat așa, iar asta cred că spune multe despre starea de spirit, starea fizică în care se află Farul în momentul ăsta. Cred că, adică, este o diferență atât de mare între ultimele două jocuri din campionat, încât parcă vine acum să spun că strategia de a juca cu prima echipă în meciul precedent, cu cealaltă echipă din Craiova, cu Universitatea, acum, după război, spun și după războaie, după războaie, spun că nu cred că a fost cea mai inspirată alegere. Cred că scopul principal al Farului ar fi fost să meargă în grupele cupelor europene. Cred că toată atenția ar fi trebuit concentrată pe chestiunea aia și poate că lucrurile ar fi stat mult mai bine și în Europa și la meciul ăsta cu FCU Craiova. Și mie mi-a plăcut foarte mult Craiova. Vorba lui Andrei, mă așteptam să marcheze. Eu nu și-au pățit băieții aia până apărare. O secundă, Alin. Nu și-au pățit aia ce a fost cu ei. Alin, ascultă-mă puțin. Cu Lacroa. Păi ce, problema n-a fost la Lacroa. Păi da, problema a fost la Farul. Că n-au ajuns la poartă, la Luis Munteanu, la Mazilu, care a avut jumătate de ocazie tot meciul. Problema a fost la echipa Farului. Dar să nu luăm din meritele Craiovei, pentru că a jucat foarte, foarte bine. În momentul în care bați 4-0 campioana, nu mai prea sunt virgule după acest rezultat și vă dați seama ce este în Craiova în momentul în care, cu o seară înainte, Universitatea pierde 3-0 la FCSB, se polarizează. FCU Craiova bate 4-0 pe Farul Constanța. A fost și invers, acum se polarizează. Se mai întâmplă și așa. Robert, ție ce ți-a sărit în ochi la Farul cu... La Craiova cu Farul. Lipsa de reacție, în primul rând. Lipsa de reacție a celor de la Farul. E adevărat și Andrei a sesizat foarte bine. Din punct de vedere mental, ne așteptam să le fie puțin greu. Pentru că vin după un eșec, vin după o partidă în care ei erau considerați favoriți, după o dublă, unde erau favoriți, considerați favoriți la calificare, după un rezultat bun în prima manșă a dublei din Conference League și e greu să nu un astfel de meci, pierderea, ratarea unui obiectiv practic, chiar dacă el a devenit principal pe parcursul competiției și cu cât ei au trecut de tururile preliminare, este un obiectiv ratat. Până la urmă este presiunea care o pune domnul Hagi acolo, își dorea foarte mult, nu numai din punct de vedere financiar, era o gură mare de oxigen pentru Farul Constanța să poată să acceseze banii, premiile din Conference League. Dar nici pe Hagi nu am uitat de disperat și de... Asta vreau să spun că inclusiv Gică Hagi la un moment dat își
își dă seama că e ziua aia în care nu ți iese nimic, care nu poți să speri la nimic și se așează pe bancă și eu nu l-am văzut niciodată. Dar din păcate pe Hagi pentru să stea Hagi... atâtea minute pe bancă. Fără reacție. Din păcate pentru Hagi nu a fost ziua aceea, a fost săptămâna aceea în care nu ți iese nimic. A fost o săptămână neagră pentru Faru Constanța. Dar ei au capacitatea să treacă peste astfel de Eu cred și aș vrea să comentăm, eu cred totuși, lăsând deoparte chestii mentale, chestii de vestiar, eu cred că Hagi a greșit strategia de achiziții. Da, de achiziții. Nu mă refer la faptul că a plecat Alibek și Borza, Cristi, pentru că mă așteptam să plece el acolo, strategia Farului este să vândă ca să supraviețuiască și să-i aducă pe alții cu scuzele de rigoare să-i resusciteze. Păi au plecat deja. A plecat doar Carnat.